Dragi prieteni, ar fi două subiecte legate strâns unul de altul și dacă tot s a întâmplat în județul Vaslui și sigur că statisticile sunt defăimătoare în ceea ce privește această specie, această zonă, vreau să spun, iată cum stau faptele. O bătrână de aproape 80 de ani din județul Vaslui este în momentul de față judecată după ce a omorât în bătaie un bărbat care a vrut să o violeze. Pe bătrână o cheamă Profira Angheluță, și ea a relatat judecătorilor tribunalului Vaslui cum a vrut sau cum a ajuns mai degrabă să-l omoare în bătaie pe bărbatul care s-a dat la ea, profitând că fiul ei nu era acasă. Ai avea impresia că citești dintr-o uh, revistă de satiră. Mi-a fost frică, domnule judecător. L-am apucat de cap și l-am tras afară din casă. A căzut pe scări și apoi l-am bătut cu cizmele în cap. Cam cât timp a durat această luptă? A întrebat-o judecătorul. Credeți că eu m-am gândit atunci când durează? L-am bătut cu cizmele până n-am mai putut. Acum îmi pare rău. Eu n-am vrut să moară. Dar ce puteam să fac dacă el a început să se dea la mine să mă pipăie? Ei am cerut să plece din casă, dar el a tăbărât peste mine. Ce puteam să fac? bătrâna nu precizează, dar probabil cetățeanul era beat mort. Pentru că în județul vas lui seara când vii acasă, cam asta este situația. 56 de ani avea nenea ăla, să te bată până să te omoare o femeie pe care bărbatul venise practic să o omoare. Că un viol la vârsta de 79 spre 80 de ani, cam acolo conduce. Cel a venit să chitit să termine cu baba și până la urmă a sfârșit el omorât. Din comuna Tăcuta, satul Protopopești, Crima a avut loc pe data de 31 octombrie 2015. Dar acum este la judecată. Femeia riscă să ajungă la pușcărie an grei pentru că l-a omorât pe acest nene. O altă replică seismică, să spunem așa, pentru că județul Vaslui cam o pe săptămână o bătrână de peste 70 de ani este violată. Deci cam o dată pe săptămână. O altă bătrână, așadar tot de 79 de ani din comuna Boțești. Este o fază monumentală și asta. Fiul ei s-a îmbătat ca un porc, 40 de ani ăsta, deci tinerel, 16 ani mai tânăr decât victima respectivă din comuna Tăcuta, s-a întors acasă beat criță și și-a violat propria mamă. Deci bătrâna de 79 de ani era mama acestui bărbat de 40 de ani beat mort, amețit de alcool Ioan Ș a? așa este el cunoscut uh, momentan, ca Ioan Ș și-a imobilizat mama și-a violat-o obișnuia să bea până luau dracii, a spus femeia bineînțeles cu cernică n-a fost prima oară când m-a bătut am mai avut scăpări din astea dracu știe cât o fi băut înainte i-a luat mințile, l-a nebunit. eram în casă a venit deodată, a început să tragă de mine ce aia a fost a povestit baba cu un umor într-adevăr fabulos deci nici măcar cei care scriu despre asta să chinuie să scrie fiecare zi fiecare săptămână pe site-urile lor n-ajung să creeze o asemenea atmosferă i-am zis eu mamă ce faci mă dar el a mai auzit degeaba că nu s-a liniștit am strigat la vecini și i-au sunat la poliție. Și-a dat seama ce a făcut după ce și-a revenit din beție. Deci sunt bine amândoi acum. Ea poate povesti, el este iarăși lucid, nu-l iert niciodată. Asta e de iertat. Dracu să-l ia, a zis baba a treia oară, pomenindu-l pe Dracu și încă niciodată pe Hristos. Dracu să-l ia așadar, va face mulți ani de închisoare, un măgar, așa se cheamă, a mărturisit Ileana și Ah, deci cred că sunt invidioși și cei de la cața Vencu și cei de la Camicaze care își imaginează astfel de violuri aproape săptămânal, cum spuneam.